Bună seara! Sunt Victoria Marinescu și vă urez bun venit la Victoria Lifestyle. În această seară vom vorbi despre frumusețe, despre vârsta frumuseții. Oare are frumusețea vârstă? Nu cred că există o vârstă a frumuseții. Cred că frumusețea este o stare de spirit. Priviți în jurul dumneavoastră, femei din lumea întreagă, atât de multe, cu atât de multe probleme, micile lor probleme și marile lor probleme, cu copii, cu joburi, cu discuții, în cupluri, care în continuare își poartă zâmbetul și frumusețea, indiferent de vârstă. S-a produs o perturbare a codurilor de vârstă. Ați observat femei la 30-35 de ani cărora poți să le spui că sunt niște puștoaice. S-au schimbat vârstele. La 50 de ani abia ești la maturitate. Abia după 45-50 de ani o femeie este în plenitudinea forțelor ei și a maturității, a valorii ei. Probabil că abia atunci are curajul să-și recunoască valoarea. Observați femei din lumea întreagă, cât sunt de frumoase, indiferent de vârstă. Vârsta nu este un număr, vârsta este o stare de spirit. Frumusețea ți-o dă din interior. Nu contează câți ani ai. Poți să ai 22 de ani și să fii tristă și morocănoasă și tot acest stres și tristețe să se arate pe fața ta. Și poți să ai 70 de ani și poți să fii luminoasă și veselă. Care este mai frumoasă? Spuneți dumneavoastră, unde este frumusețea? Frumusețea pornește din tine și se reflectă în jurul tău. Zâmbiți, o să observați o femeie când zâmbește că este mult mai frumoasă, mult mai luminoasă. Și toate sunt din mici și mici lucruri mărunte. Priviți mâinile unei femei, cât sunt de importante mâinile. Îngrijiți-vă mâinile, doamnelor, sunt calea dumneavoastră de comunicare cu cei din jur. În momentul în care cunoști pe cineva, întinzi mâna. Mâinile sunt foarte importante. Unghiile sunt importante. Îngrijiți-vă mâinile, pentru că mâinile arată vârsta. Așa se spune. Foarte rar femeile își dau seama că mâinile arată vârsta. Ăsta este motivul pentru care femeile își protejau mâinile cu mânuși. Știți foarte bine. Se purtau mânuși la rochii de seară, la rochii de zi, la rochii de ocazie. Tot timpul purtai mânuși. Le protejai de ger, le protejai de soare. Mâinile sunt foarte importante. Frizura, coafiura, îngrijiți-vă părul. Părul trebuie neapărat îngrijit. În general, după 50-60 de ani, femeile încep să-și scurteze părul. Încep să-l scurteze și încep să îmbunătățească culoarea. Devine din ce în ce mai deschisă, din ce în ce mai deschisă. Să observați foarte multe femei, femei celebre, femei frumoase, trecute de 70 de ani, care au părul alb, complet alb și sunt extrem de frumoase. Deci îngrijiți-vă părul. Și încă ceva. E foarte important tu, la vârsta care o ai, cât ai? 40, 50, 60, 70, 80, vârsta ta care este foarte frumoasă, nu o compara cu vârsta de 20 de ani. Nu te uita la tine, cea de acum, cu cea de la 20 de ani. Nu încerca să te compari, pentru că fiecare vârstă are frumusețea ei. Nu poți să fii la fel ca la 20 de ani. Atunci aveai o altă frumusețe. Acum ai o altă frumusețe, mai matură, mai elevată, mai elegantă. Ai încredere în frumusețea ta. Și tot timpul înțelege că în acest moment ești cea mai frumoasă din clipa asta. Deci în momentul în care tu te uiți în oglindă, apropo de oglindă, investiți în oglindă măritoare. Sunt atât de multe tipuri, nu sunt mari prețuri. Luați-vă o oglindă care mărește. Este foarte important să-ți observi defectele și să le ajustezi. Câte un pic, câte un pic. Odată cu vârsta, buzele se subțiază. Ați observat că buza de sus devine mai subțire. În momentul acela, folosiți un creion neutru, astfel încât să arcuiți acel arc al lui Cupidon, cum se spune. Nu injectați tot felul de produse. Să știți că nimeni nu iubește acea gură de pește, nimeni nu este fascinat de ea. Este foarte important să vă păstrați trăsăturile. Chiar dacă mai accentuați aici, colo, cu mici intervenții, păstrați-vă linia generală a feței.
Nu trebuie să devenim o națiune de femei robot. Toate seamănă, zici că sunt trase la Xerox. Aceleași buze, același nas, aceiași ochi. Nu se poate. Fiecare femeie trebuie să-și păstreze unicitatea și frumusețea ei. Pentru că fiecare se naște frumos. Doamnelor, la 20 de ani, până la 20 de ani, ai frumusețea pe care ți-a dat-o de Dumnezeu. După 20 de ani, ai vârsta pe care ți-o meriți. Pentru că vârsta o arăți. Nu contează că ai 60 de ani. Poate arăți de 35 de ani. Poate arăți de 30 de ani. Nu contează că ai 70 de ani. Ai vârsta pe care o meriți. Arăți fața pe care o meriți. Frumusețea pe care tu o arăți celor din jur. Frumusețea nu are vârstă. Nu există o vârstă a frumuseții. Sunt frumoase numai la 20 de ani. Sunt frumoase numai la 30 de ani. Nu. O femeie este frumoasă oricând. Este zâmbitoare și frumoasă pentru că ea se consideră frumoasă și zâmbitoare și optimistă. Bun. Haideți alte trucuri. Să mai căutăm alte trucuri. Machiajul. În anii 80 se folosea un anumit tip de machiaj. În 90 updatați machiajul. Urmăriți, încercați să nu-l accentuați așa de mult. Nu mai folosiți rujuri puternice. Rujurile puternice îmbătrânesc. Fardurile acelea cu sclipiș strălucitoare din anii 80, doamnelor, erau valabile în anii 80, la 20 de ani, la 25 de ani. Acum trebuie să trecem pe farduri mai neutre, nu? Vreau să vorbesc despre sprâncene. Sprâncenele sunt foarte importante. Uitați-o, avem pe Joan Collins acum în imagine. Joan Collins are 84 de ani și este în continuare considerată o femeie foarte frumoasă. Alături de mine vedeți o mulțime de femei frumoase, frumoase, frumoase. Niciuna din aceste femei nu are sub 60 de ani. Nu există sub 60 de ani. Toate au de la 65 până la 88 de ani. Sunt foarte multe femei care au 88 de ani în imaginile alăturate. Și să observați cât sunt de frumoase. Vorbeam despre sprâncene. Există atât de multe produse pentru sprâncene. Există pudre, farduri, geluri. Folosiți-vă de ele. Nu trebuie să faceți acele râme imense pe frunte. Deci, cât mai puțin. Puțin înseamnă mult. Așa se spune. Cât mai puțin înseamnă cât mai mult. Bun. Aș vrea să vorbesc despre fața noastră. Cartea noastră de vizită. Până la urmă, degeaba ai tu super machiaj, degeaba pui cele mai bune creme, cele mai bune farduri, dacă tencuiala este distrus, dacă peretele este distrus. Să observați, în momentul în care vrei să refaci o casă, vrei să refaci o cameră, în acel moment e important să dai totul jos până la zidărie. Deci trebuie refăcut din adâncime. Tenul este imaginea noastră, este cartea noastră de vizită. În momentul în care te întâlnești cu oricine, în momentul în care privești un om, fața îi o vezi. Dar fața trebuie să fie foarte bine hidratată, trebuie să fie luminoasă, trebuie să fie întinerită. Poți să fii tu Da Vinci, să dai deasupra să fii cel mai bun make-up artist. Dacă zidăria este distrusă, degeaba. Ăsta este motivul pentru care trebuie să ne îngrijim de tenul nostru. Deci trebuie un tratament în profunzime. Abia după aceea aplici toate aceste fonduri de ten, care sunt hidratante. E foarte important. Mai puțină pudră, un fond de ten mai fluid. Despre asta tot vorbim. După o anumită vârstă trebuie să devină cât mai fluide, cât mai ușoare. Machiajul cât mai ușor. Nu mai punem acei obraji roșii mari, acele farduri colorate, albastre, verzi, steluțe, ruj negru. E mai ușor. Mai ușor cu pianul pe scări, da? Bun. Pentru asta, pentru că o femeie deșteaptă știe că cel mai important este tenul ei, fața ei, cartea ei de vizită este fața ei. Și pentru că afară era atât de urât și m-am uitat, Doamne, cât de urât este afară, trebuie să facem ceva să ne înveselim, să ne înviorăm, să fim frumoase, să venim cu lumină de la noi, din interior. Ăsta este motivul pentru care m-am sfătuit cu colegele mele și am decis să facem un pachet. Un pachet de regenerare, un pachet de revigorare facială, de iluminare, astfel încât indiferent de vârsta pe care o aveți,
să fiți frumoase. Vedeți cât de multe femei frumoase. Uitați-vă la ele cât sunt de frumoase. Și acum am să vă prezint pachetul. Eu am să citesc pentru că e foarte important să vă dau toate detaliile. Pachetul este în 7 pași. Durează o singură zi, un pic peste o oră. Cei 7 pași am să vi-i citesc. În primul rând trebuie curățat tenul. Se produce o curățare a tenului cu un produs profesional. Produse foarte bune, profesionale, se curăță tenul. Punctul 2. Se aplică o loțiune tonică. Este o loțiune tonică care este îmbogățită în acid hialuronic. E foarte importantă loțiunea tonică, să știți. Foarte multă lume trece de la demachiere imediat la cremă. Nu, folosiți o loțiune tonică. Pasul 3. Se face un tratament cu aqua microdermoabraziune, care are un cap diamantat pe bază de apă micelară. Acest tratament de aqua microdermoabraziune este considerat cel mai eficient tratament de curățare, de reîmprospătare și refacere a tenului. Datorită fluxului puternic și constant de apă, capul abraziv cu microcristale are o acțiune delicată și constantă, nu afectează și nu traumatizează tenul. Această curățare profundă ajută și stimulează microcirculația la nivel local. Aduce mult mai mult oxigen în celule. Noi asta trebuie să facem. Să curățăm acel strat, exact ce spuneam de zidărie. Trebuie curățat stratul de deasupra ca să poți să aplici în interior, să poți să tratezi în interior. Dar pentru asta trebuie o curățare serioasă, o curățare profesională. Asta face acest tratament de hidromicrodermoabraziune. Pasul 4. Mezoterapia virtuală cu seruri. Este un procedeu cu ajutorul căruia serurile cu vitamine, cu acid hialuronic, elastină, colagen și coenzime ajung direct în straturile profunde ale pielii. După ce am curățat stratul acela, este ca și cum am luat tot ce este deasupra, se deschid pori. Pentru că această mezoterapie virtuală are 2 curenți. Despre ei am să vă vorbesc. Un curent alternativ care creează electroporația. Electroporația înseamnă mărirea porilor de 400 de ori. Vă dați seama cât de mult se măresc porii? Și asta îi conferă un grad mare de permeabilitate. Trebuie să eliberăm aceste canale ca să poată să intre toate aceste cocktailuri de vitamine și de enzime, de antioxidanți. E, asta face electroporația. Mărește porii epidermei de 400 de ori. Deci permite deschiderea barierei fosfolipidice și formarea canalelor de trecere. E, prin aceste canale de trecere vor intra cocktailurile de seruri, care sunt foarte importante. Noi folosim în fiecare seară cremă, în fiecare dimineață. E, foarte puțin, cred că sub 10% din cremă, intră în adâncime, în derm. Majoritatea rămân la suprafață, pentru că aceste canale nu sunt desfundate, nu sunt curățate. E, asta face electroporația. Cei 2 curenți acționează simultan, curentul alternativ și curentul continuu. Cel alternativ, am zis că este de electroporație, desfundă porii și eliberează canalele, deci înlătură o perioadă scurtă această barieră fosfolipidică și după aceea acționează curentul continuu. Curentul continuu produce electroforeza. Electroforeza e folosită pentru a pătrunde în straturile profunde ale pielii ingredientele cocktailului cosmetic. Înțelegeți? Deci, în același timp, acționează ambii curenți. Substanțele introduse în derm, dermul este stratul mijlociu al pielii, nu stratul superior, stratul mijlociu, permite dispersia omogenă a substanțelor în straturile profunde. Este o metodă complet nedureroasă, este foarte relaxantă. Deci, pentru tine este ca un masaj care se face pe față. Nu simți, sunt așa ca și cum ai da mici, simți mici pișcături, dar ca și cum ai da cu apă minerală pe față. Exact aceeași senzație. Dar este foarte plăcută și masajul este foarte relaxant. Nu este absolut deloc dureros. Să nu vă imaginați că este ceva dureros. Absolut deloc. Eu v-am spus, eu fug de durere orice ar fi.
Nimic nu trebuie să fie dureros. Nimic nu trebuie să modifice în vreun fel starea noastră de frumusețe naturală. Da, pentru că amperajul este foarte mic și intensitatea rămâne constantă, direcția rămâne constantă, curentul galvanic are rolul de a spori metabolismul celular. Este un masaj foarte plăcut, produce o relaxare totală. O să vedeți cât de bine vă simțiți. Al cincelea punct, deci a cincea fază. A cincea fază este o rejuvenare facială, o stimulare a circulației cu ajutorul criolipolizei faciale. După ce s-a făcut acest masaj și s-a produs o stimulare a circulației, pentru că circulația este stimulată, aceste ingrediente sunt introduse în stratul profund, în derm, se produce această răcire. Ați observat că atunci când vrem să ne înviorăm, punem așa un cubuleț de gheață, dar ăla se lipește, un pic mai dificil. E, ăsta este un aparat special care produce o criolipoliză facială. Așa se numește. Criopuls. Este un tratament de criolipoliză facială care îngheață și ridică trăsăturile. Exact la fel, v-am zis, totul este complet nedureros, complet relaxant. Nimic nu vă afectează starea de bună dispoziție și de relaxare. Credeți-mă. Frigul, temperatura scăzută, forțează contractarea vaselor de sânge. Ele se dilată și duce la îmbunătățirea furnizării de oxigen și nutrienți spre suprafața pielii, făcând-o să strălucească. Deci se observă o schimbare instantanee a luminozității pielii și a vitalității. Pielea deodată devine mai tonifiată, mai luminoasă, mai regenerată. Combinația dintre temperatura scăzută a aparatului facial și cremele folosite fac posibilă hidratarea și absorpția celulară a nutrienților. Acest tratament trebuie făcut din când în când. Ar fi bine făcut o dată pe lună. Este foarte important pentru că noi trebuie să ne ajutăm. Trebuie să ne ajutăm. Trebuie să ne îngrijim ceea ce ne-a fost dat. Să nu credeți că toate aceste doamne frumoase, aceste frumusețe pe care vi le-am arătat, care au o vârstă, o frumusețe, indiferent de vârstă, nu se îngrijesc. Sunt femei care se îngrijesc. Dar tot timpul ne gândim, vai, dar eu n-am timp. Nu am timp, sunt atât de ocupată, nu ai timp o oră? O oră odată pe lună? Imposibil. Trebuie să găsești acest timp pentru tine. Pentru că această schimbare a feței tale se va reverbera și asupra tonusului tău, asupra încrederii tale, asupra acțiunilor tale. Să observați că femeile, în momentul în care li se spune, vai, m-am îngrășat, vai, ce rău arăt, vai, ce riduri am, vai, ce, vai, ce, vai, ce, toate vai, ce, din ce în ce, spunându-i continuu, sau ea singură, spunându-și continuu în oglindă, cade din ce în ce. V-am spus, se așează ca o umbră pe fața ta, pe care o observi în oglindă. Frumusețea există undeva acolo, indiferent de vârstă, frumusețea ta există. Trebuie numai să o scoți la lumină. Trebuie să-ți faci timp să o scoți la lumină. Și e lumea plină. Femeile din lumea întreagă, să știți că au probleme. Nu există, nu numai la noi sunt probleme. Toată lumea are aceleași probleme. De cuplu, de copii, de financiare, de toată lumea, de business-uri, de proiecte. Toată lumea are probleme. Dar trebuie să ne obișnim, ușor, ușor, pas cu pas, să ne facem timp pentru noi, pentru frumusețea noastră exterioară și interioară. Pentru că, doamnelor, un temperament și o personalitate sunt foarte importante. Și în asta se reflectă și în afară și în interior. Deci frumusețea, să știți că ți-o faci și ascultând o muzică bună. Te luminezi. Asculți o muzică bună. Mergi la o piesă de teatru. Mergi la un concert. Ce-ți place ție? Un spectacol. Ce-ți place ție? Frumusețea trebuie să vină din toate părțile. Și din interior și din exterior. Dar pentru asta trebuie să ne facem timp. Nu trebuie mult timp,
Nu trebuie mult timp. Trebuie doar să ți-o organizezi pe priorități. Tot timpul trebuie să înțelegi, orice femeie inteligentă își dă seama că fața ei este cartea ei de vizită. Nu după 50 de ani oricum nu mai contează. Nu există. Și după 80 de ani contează. Și după 80... Deci există o frumusețe a fiecărei vârste. Nu există o vârstă a frumuseții. Există femei frumoase la orice vârstă. Am ajuns la a șasea operație din acest tratament. Se aplică o cremă antirid. Este o cremă profesională care la rândul ei este absorbită de ten. Nu puteți să credeți cât de multă nevoie are de hidratare un ten. Câtă nevoie are și cât este de necesară această cremă. Sunt creme îmbogățite, creme profesionale și o să vedeți cât de mult se hidratează. Și pasul numărul 7 este aplicarea unei măști. Această mască se aplică și se lasă pe față. 20 de minute stai cu această cremă, cu ochii închiși, asculți muzică. Doamnelor, durează puțin mai mult de o oră. O să vedeți cum veți pleca. Veți pleca îmbogățite, nu numai în frumusețe. Veți pleca îmbogățite și în liniște, și în relaxare, și în echilibrare. E foarte important să stai tu acolo cu tine și cineva să te îngrijească, să aibă grijă de frumusețea ta, să-ți scoată frumusețea la lumină. Nu există femei urâte. Să știți că cele mai mari și cele mai iubite femei, cele mai puternice femei din istorie, nu erau niște frumuseți. Deci nu erau frumusețile extraordinare. Erau femei care se știau frumoase, se îngrijeau, erau femei inteligente. Ori o femeie inteligentă știe că frumusețea ei este primordială. Deci priviți cele mai celebre amante, cele mai celebre femei din istorie. Niciuna nu era o frumusețe extraordinară. Toate erau femei care aveau grijă de ele. Pentru că cel mai important este să ai grijă de tine, indiferent de vârstă. Vârstele s-au schimbat. O femeie la 55-60 de ani este o femeie în plină maturitate. Noi spunem că vârsta începe după 40 de ani. Adevărat, pentru că abia atunci ai încredere în puterea ta, în cunoștințele tale, în gândurile tale, în faptele tale și trebuie să ai încredere în tine. Eu mereu vă spun, aveți încredere în frumusețea voastră. În acest moment, privește-te în oglindă, în acest moment ești în plinătatea frumuseții tale, a valorii tale, a cunoștințelor tale, în acest moment. Dacă undeva ți se pare că e ceva ce trebuie schimbat, frumusețea există acolo undeva. Există, trebuie doar să o scoți la lumină. Trebuie doar să o ajuți. Pentru că, până la urmă, din cauza acestor toate descoperiri tehnico-medicale, ăsta este motivul pentru care vârsta a înaintat atât de mult și la 35 de ani ești foarte, foarte tânără, ești extraordinar de tânără. La 50 de ani abia ești, 50-60 abia ești la maturitate. Pentru că au avansat foarte mult tot ceea ce înseamnă aceste tratamente și aceste aparate dermatocosmetice și medicale, tot ceea ce înseamnă, ele au avansat foarte mult și ne ajută foarte mult. Dar noi au ajuns un pic mai greu, un pic mai târziu. În Occident sunt de mai multă vreme. Ăsta este motivul pentru care ele sunt obișnuite să se îngrijească. Ele consideră că a te îngriji pe tine, fața ta, corpul tău, sănătatea ta, face parte din viața ta. La noi, un pic mai greu. Un pic mai greu. Am avut și niște mici șocuri care au trecut peste noi, că financiare, că schimbările astea continue, vremea afară. Asta este. Toate, noi rămânem aici. Deci nu contează. Toate trec. Nu este sfârșitul lumii din orice. Tu ești unică. Ești unică și în acest moment ești foarte, foarte frumoasă. Chiar dacă ți se pare că ai obosit, frumusețea există acolo undeva. Indiferent de vârsta ta, frumusețea există. Pentru că frumusețea nu are vârstă. Există femei frumoase după 80 de ani. Foarte frumoase. V-am arătat atât, atât de multe femei. Bun, v-am prezentat un pachet. Vreau să vă spun ce rezultate are. Pentru tenurile mature,
Deci acest pachet tratează pielea obosită, tenul tern, regenerează celulele și țesăturile, accelerează producția de colagen și elastină, îmbunătățește elasticitatea pielii, netezește cicatricile postacneice, pentru că prin curățare aceste cicatrici sunt netezite. Curăță, regenerează și întinerește tenul, redându-i luminozitatea, despre asta am vorbit în detaliu, ajută la creșterea ratei de absorpție pentru ingredienții activi prin produsele aplicate ulterior la nivelul tenului. Îmbunătățește fluxul sanguin, transportul de oxigen și nutrienți spre celule, eliberând toate acele canale. Tratează inclusiv zonele mai dificile, ochii, nasul și bărbia dublă, veșnica problema noastră. Tratamentul este complet nedureros. Nu necesită, nu numai că nu necesită anestezie, dar este relaxant și înviorător, este plăcut. Poate fi repetat la intervale scurte. Este normal, până ajungi la un anumit nivel. Deci trebuie repetat până ajungi la un anumit nivel. Indicat ar fi minim o dată pe lună să-l faci, ca să-l ajuți tu, tenul tău, să ți-l ajuți. Decongestionează țesuturile, îndepărtează straturile superioare de celule moarte și impurități și conferă fermitate, tonicitate, tonifică acel ten. Că asta este important, să fie fața tonică, tonifiată, trăsăturile ridicate. Asta înseamnă frumusețe. Frumusețe nu înseamnă ai un rid, nu contează. Poți să fii frumoasă cu mai multe riduri. Important este fața să-ți fie tonică. Tu să ai încredere în frumusețea ta. Tratamentul atenuează ridurile instantaneu, asta este evident, și reface tenul afectat de soare. Știți că am vorbit despre acele pete solare care apar. Acele pete sunt curățate. Ușor, ușor sunt sparte acele mici pete care apar de la soare, de la ficat, de la fiere. Apar acele mici pete, iar acele pete sunt curățate. Se curăță cu ajutorul acestui tratament. Ridurile sunt, nu mai sunt atât de adânci, devin din ce în ce mai line, astfel încât în momentul în care aplici un machiaj, aplici un fond de ten, o pudră, ai pe ce să-l aplici. V-am zis, degeaba este, faci tu zidăria și aplici frumos dacă tencuiala e distrusă. Trebuie să o iei pas cu pas, să pui cărămidă cu cărămidă. Deci trebuie să refaci din interior spre exterior ca să poți să aplici produse bune după aceea. Și în timp se schimbă și aceste produse, doamnelor. Nu trebuie să rămânem cu aceleași farduri care le foloseam la 20 de ani. Se schimbă. Au apărut foarte multe farduri noi, fonduri de ten. Dar ăstea trebuie să le aplici pe un ten tonifiat, pe un ten relaxat, pe un ten curățat și hidratat. Ce vorbeam noi de enzime, de colagen, elastină, toate astea sunt în interior și trebuie să le scoți la suprafață. Bun. Acum ne întoarcem la frumusețea noastră, frumusețea cea de toate zilele. Nu uităm de oglindă, nu uităm să ne îngrijim, nu uităm să avem grijă de noi, să ne oferim acele câteva minute, o oră pe lună nu înseamnă mult, pentru că fața ta reprezintă cartea ta de vizită. Cu ea te prezinți oriunde. Și nu uita, frumusețea nu are vârstă. Nu există o vârstă pentru frumusețe. Poți fi frumoasă oricum, oricând. În acest moment ești foarte frumoasă. Ești cea mai frumoasă. Și tot timpul trebuie să te gândești, trebuie să mă ajut ca în acest moment să fiu cea mai bună variantă a mea. Asta trebuie să faci tu, să fii cea mai bună variantă a ta. Eu vă mulțumesc și vă aștept și sâmbăta viitoare la 18:30 pe 6 TV la Victoria Lifestyle. O seară frumoasă!